Cel mai mare bețiv se trezește dimineața. Aoleu, ce mă dore capul. Nevastă sa. Băi! Sculare! Ce fată? Acum vorbea normal că nu mai trăznise nimic, băiat. Dă-mi o aspirină. Ești de vină, nu-ți dau nicio aspirină. Au, in vino veritas, sunt de vină. Îți zic într-un îngerul meu, dă-mi o aspirină. Te rog, zeamă de cucută dacă e pula mea. Au, no, cucută să-mi bați. Cucuta! Ca la Platon. Când l-au omorât ăia. Băi, du-te la ginecolog. Oh! Unde să mă duc? Ce, sunt gravid? Nu, ești vid. Ce fi? Ești mulțimea vidă. Bă, bine că sunt o mulțime. Deci, mai mulți bărbați nu sunt. Nu ești deloc, nu mai ești bărbat. Oh! Cum adică nu mai sunt bărbat? Nu ți se mai scoală pula. Uite, bă, da. Ia, frate. Era intimitate asta. Aha. Hai că mă duc la calculator. Ceva. VVD, pornași, pornași, băi, să-i bag după motor de căutare. Ah, hai motoreta, hai, fate, pa, porno. Ah, hai ciciolina vagă, pa, o găsește, pa, ah. Aaaa, ce mâncea ăla! Ce mă nevoie să am vreo față? Aia n-are nimic, îi se mai întâmplă și altora. Dar de unde știi? Dintr-un film. Ce film? Că toate filmele când bărbați sunt bărbați și femei la femei. Și tu parcă acum ești doar chemada. Mă torturezi. Ești Iron Maiden. Mă bagi în Ghi Putin Him în Iron Maiden. Băi, du-te la ginecolog. Mama, fată, parcă ești cântecul ăla. Du-te la război. După ce stai un col, pentru țară mori și mormântul va fi cu flori. Cu floci. Băi, pe tu ești doar floci. Ești hipion la pulă. E pis, bai pis, nu mai e nimic. Nu mai e nimic. Nu se mai întâmplă lupta dintre Marte și Venus. Norocul tău. Se întâmplă dintre Marte și Jupiter. Dintre Marte și Jupui? N-ai ce te mai jupui de miel. N-ai ce jupui de el. Că nu mai e miel. Aul, fii atent că te paște ceva. Ce? Fetița mea. Îmi iau Haman. Ce ței? Haman. Bag acolo pe un site de socializare. Paolo, vrei să te faci comunistă la socializare? Nu e același lucru. Mă fac socialistă. Și zic că îi dau secera și să-mi dau ciocanul. Că dacă nu-ți dau și ție secera și secer pula. Aoleu, îți stai spicul, îți stai lanul. Îți stai lanul? E bine! Hai mă, fata, hai odată. Hai că tu știi că ești femeie sau nu știu cum. Ce să spun? Du-te la ginecolog. Hai că ți-am făcut eu deja programare de acum 3 zile. Astăzi la 10 trebuie să te duci la ginecolog. Uite ce fac. Nouă cucu? Nu? No? Hai pe unde și căpuți. Căpuți? Bine că fac eu ceva. Ce pot? Put. Hai pe unde și du-te la ginecolog. E adresa. Hai acolo programare și gata. Se duce să fac. Ce la aia? Am programare la domnul doctor. Voilà. Nu e doctoriță. Bine,
mă duc la doctorică. Ăla în gândul lui, nu așa e cu doctorie, dar bine. Doamnă doctorică, e medic specialist în ginecologie. Cum o cheamă? Sarfutis. Eu, Popescu. Sarfutis, Popescu? Da. A, da, îmi înțeleg. Lumea, în ziua de astăzi, pune nume bune. Sarfutis, Popescu? Da, dar pe biletul ăsta nu scrie. Păi ați fost redirecționat. Păi unde rei? La inviolata precisă. Și de ce mai băga la Sarfutis Popescu? Păi nu vreți Sarfutis? Vreau soate. Cum să nu vreau eu Sarfutis? Dar da cafele în asta. Nu, că aici e confidențial. Ăsta, niște... A, da, înțeleg. Păi știm, cum altceva. Confidențial. Ăsta, cioc, cioc, cioc. Bună ziua. O căcică mișto, blum, așa. Ce până mea. Hai! Ce se întâmplă? Ăsta, domnișoară. Te rog, zi-mi, doamne! Mă sunt o valitare! Păi, tata, să mă place. Ce s-a întâmplat cu asta? Mamă, când vede... Halvița! Halena Luaia face... Oh! Halena, Malena! Mi-ai dat Halena! Îți permis glumea cu mine? Deci, mamă, e mișto să ar fi seamănă cu mine. Mamă, ce potrivelă! Hai! Despre care? Ăsta, păi, că e de pantalon jos, de dată capătul cu rest. Îmbrăcare! Ce ăla? Cum adică? Aaaa! Ce-amă repăaa? Ăsta, dar de unde știți? Păi, ce altceva simptome aveți? Doamnă doctor, nicio simptomă. Îți curge ceva de-n pula? Nimic nu curge. Nici pipidica? Hai că ți-e frică să-mi zici. Fac și-o ca omul. Treaba mică. A, ai și pula mică, am mai dat-o. Doamnă. Căsătorit. Aaa! Deci da, religioasă cu colive. I s-a făcut mila de tine. Ăsta, și ce-mi prescrie? Ce să-ți prescriu? Foi pomeni în fiecare an de ziua morților și de 7 ani. Și după aia... Ți-i fac pomeni? Ce fai? Trebuie să mă concentrez. Miau! Ăsta seru a umplut și el. Doamnă, ce s-a întâmplat? Miau! Asta e. Se uită ăla, vede un spirit sanitar, era pe trestătul voi. Ce faceți cu spiritul ăla sanitar? Păi tu ce crezi? Desinfectez! Aia, da, bine, că... Cum, eu cred. Aia ești credincios? Ce? Credincios? Așa, să te rogi la Dumnezeu în fiecare dimineață și seara, ca să ți se scoală pola. Pa! Ăsta, aulă, mai de mine. Și nu-mi prescriezi nimic o rețetă. Bine, îți bag rețetă. Tămâie, cădelniță, că ți-a căzut. Da? Și pune-i nume Zambilica, aia mică. Bine. Atât, pa. Păi nu trebuie să stau ora. N-am timp de tine. Vreau să mă culc pe patul ăsta de ginecologie, că... Te tempă, aia, pa. Cred că ăsta e cel ce... Ce l-a asistit, doamnă? Ce făcea să-l futiți? Așa e, mai extravagant.
Și nu mi-a prescris nimic. Ba, cred că v-a prescris ceva. E carne bună? Nu. E din lumea bună. A, da. Bine, doamne, ce să vă zic. Se putea să-l învățare. Da, am fără doctor și am zis că, nu știu ce, ca să îi dau cu tămâie. N-a zis să-i dai și cu lămâie, că mie, băi, eu vreau să iau lămâie, că mi venea greață. Ce? Era moartă. Cum? Te-ai dus la morți? Te-ai dus la inimele cu pulata? Bă, dacă te duci la inimele, nu te duce. Că-i dă spula lui care încă și te frustrezi. A, și ce se face? Nu știu, nu vedem mai mult. Poate să scoală pula.